În perioada vacanței de 1 mai, CFR Călători va introduce un număr suplimentar de 14 trenuri interregio și regio care să facă legătura cu litoralul, pentru a preveni aglomerația pe cea mai solicitată rută din această perioadă. CFR Călători recomandă pasagerilor să achiziționeze din timp biletele, în special pentru trenurile de lung parcurs care au în compunere vagoane de dormit și cușetă. De asemenea, călătorii sunt atenționați să țină cont că în data de 1 mai toate agențiile de voiaj vor fi închise, iar în 2 mai se va relua programul normal. În timp ce mai toată lumea se distrează cu mici și bere de 1 mai, minerii din Valea Jiului, care aparțin de complexul energetic Hunedoara, lucrează și atunci când lumea stă. Și nici nu ar putea altfel, pentru că au comandă fermă de aproape 3.000 de tone de huilă energetică. La Lonea, Lupeni și Livezeni se lucrează pe 4 schimburi, iar la mina Vulcan vor lucra 2 schimburi pentru un preliminar de 2.800 de tone, a declarat Nicolae Drăgoi, directorul general adjunct al complexului energetic Hunedoara pentru ziarul Hunedoreanului. Și în data de 2 mai, o parte a minerilor va veni la lucru, dar cu efective mult diminuate. În această zi se vor efectua lucrări de reparații și întreținere la unele unități miniere, dar cu un efectiv diminuat și numai la schimbul 1. Restul minerilor vor lucra doar în data de 4 mai, însă acest lucru nu implică și personalul care realizează lucrările de întreținere. Complexul energetic Hunedoara a fost înființat în septembrie 2012 prin fuziunea dintre termocentralele Mintia și Paroșeni. La finalul lunii februarie 2013, compania a fuzionat cu Societatea Națională a Huilei Petroșani, structură desprinsă la sfârșitul anului 2012 din Compania Națională a Huilei. Compania nou formată a plecat cu 4 din cele 7 mine ale CNH, respectiv Livezeni, Lonea, Vulcan și Lupeni, și asigură circa 5% din producția de energie a României. În acest moment, complexul energetic Hunedoara are aproximativ 7.000 de angajați, din care activitatea energetică numără aproximativ 1.800 de persoane, iar cea minieră 5.100. Toate punctele de lucru ale Enel din județul Hunedoara vor fi închise joi și vineri, respectiv în 1 și 2 mai. Casierile vor funcționa după program normal în 5 mai, fiind deschise pentru public între orele 8 și 16. Clienții Enel care vor să plătească factura de energie în cele 2 zile libere pot folosi modalitățile alternative de plată. Primăria municipiului Hunedoara organizează în perioada 1-4 mai anul acesta Festivalul Tineretului. În cadrul acestui eveniment vor avea loc concerte, concursuri în aer liber și flashmoburi. Printre cântăreții și trupele care vor concerta la festival se numără Delia Matache, DJ Sava și Raluca, Ingrid Kvas, La Fiesta și Change. Și devenii se vor putea bucura începând de mâine de 4 zile de petrecere. Până duminică, devenii sunt invitați la serbările de vei. Mâine, începând cu ora 18 în zona pietonală din centrul municipiului Deva, se va desfășura Festivalul Național de Umor Liviu Oros. Petrecerea continuă vineri seara de Ziua Tineretului, când vor avea loc concerte susținute de artiști renumiți din județul Hunedoara și nu numai. Însă seara se va încheia cu un concert susținut de Antonia, DJ Project și Adela. Ziua de sâmbătă va fi dominată de concursuri și demonstrații militare, iar seara Green Band, Andreea Bălan și Mandinga vor încinge atmosfera. Serbările de vei se vor încheia duminică cu un spectacol de muzică populară.